Domnule Dragan Demic, am înțeles că astăzi ați consemnat un alt moment istoric. S-a constituit primul comitet de inițiativă. Vă rog să ne spuneți câteva cuvinte despre acest lucru. Da, astăzi, precum v-am spus în interviu trecut, m-am pregătit cu oamenii noștri aici de Zeșier și am făcut primul comitet de inițiativă despre Partidul Românesc, care îl formăm acum de vreo 2 luni. Președintele comitetului de inițiativă să fie domnul Rade Dimitrievici de Lomnița și cred că o să fie bun președinte, o să aibă mare sarcină că în Zeșiere aici este mult ce partiduri și mult ce interesuri care a lucrat împotriva interesului românești. Și cred că Rade o să descurce cu Rade Dimitrievici, o să descurce cu lucrurile ăștia și o să facă o structură puternică pe teritoriul Zeșierului. Și dacă v-am adus și așa decizie, poate că o să cuprinde și câtă mai mare teritorie la care o să aibă lucru și la peste care o să lucre cu structura partidului. Este într-adevăr o zonă importantă, Zeicer, dar ce urmează după această zonă? Unde este următorul comitet? După asta zonă mergem la Jagubița, care e apropiată de Petroț. După Jagubița mergem la Cuceva, cum îi zicem noi. Și asta sunt comitetul care se va facea, în vreo 2 săptămâni. Mai mult, nu mai mult. În 2 săptămâni să facem aștia 2 comiteturi de inițiativă. Și pe scurt, ca să înțeleagă cititorii din România, ce înseamnă un comitet de inițiativă și de ce este el necesar pentru înființarea unui partid? Prelegea sârbească, până nu se formează partidul, el trebuie să aibă mai multe comiteturi de inițiativă peste care s-a strâng semnăturii care va fi predate la minister. Deci noi trebuie să strângem, să adunăm 1100 de semnături și multe mai ușor să le adunăm din 10 și 15 comiteturi de inițiativă care le facem, decât să iau eu acum singur la Petrovaț și să adun 1100. Așa le facem într-o zi, când aducem decizia că se înșeapă cu adunarea semnăturilor, noi în 10 comiteturi dintr-o zi facem asta. Adunăm toate semnăturile și facem primul congres al partidului. Aia, cum v-am spus, o să fie la 14 februarie 2014.